Miriam, pe invitații mei, Vasile Neamțu, inițiatorul și cel care a avut ideea acestei manifestări în urmă cu 5 ani, și pe Camelia Duca, ea din partea Societății pentru Cultura Metasis, organizatorii a evenimentului, începând cu... De câți ani sunt? De patru ani. Din 2014. Deci din 2014. Faceți parte din acest eveniment și organizați acest eveniment. Spuneam eu că la un moment dat, și vă promiteam înainte de pauza de publicitate, că atunci când am plecat la Bruxelles, Vasile mi-a spus să ne luăm mie și când mergem în Parlamentul European, într-o vizită, așa cum se întâmplă, că orice cetățean, nu, orice parlamentar european, europarlamentar, are un buget pe care îl poate folosi pentru ca noi, cetățenii europeni, să vedem cum funcționează instituțiile europene. Noi, cetățenii europeni, contribuabili la acest buget, ca să înțeleagă lumea. Da, și a fost, până la urmă, toată lumea a fost super din casă de idee, nu? Da, a fost toți îmbrăcați, am făcut poze, ne-am simțit bine, nu? Atunci răspunsesem în invitația europarlamentarului, la invitația din grupul PPE, era vorba de ziaristul, cum îl cheamă, fostul ziarist. Mi-a dat aminte că fac niște emisiuni. Vezi ce înseamnă? Da, s-a întâmplat de mult. O temporă. După aceea, am fost eu. M-am dus, am învățat. Asta urma să te întreb, pentru că ai fost în Germania. Am învățat toată Germania și Franța. Unde am putut să mă duc? M-am prezit cu mama. Mi-am luat Leiberul și Ia și m-am dus la izvoarele Dunării. M-am dus la cea mai mare cascadă din Germania. M-am dus la cel mai mare ceas din ăsta, ceas cu cup din ăla. Cel mai mare ceas din lume, mi-am putut tot așa acolo cu Ia. La Mannheim, la Karlsruhe, la... Deci, absolut, peste tot unde am putut să merg. Tu ai povestit atunci, dar nu mergi. Și oamenii ce-ți spuneau atunci, Vasile, când te vedeau? Traian Îngureanu. Traian Îngureanu, da. Traian Îngureanu. Ce? Nu știu dacă am zis la Bruj, pe tren, o femeie a zis, a, ce bluză frumoasă aveți. Și a zis că e bluză românească. Și a zis, a, da, zice, am o prietenă care și-a luat din România o bluză care foarte frumoasă, e bluză românească. Și zic, uite, vezi, e un lucru de mai pomenit, să promovezi. La fel ca și prietenii tăi din Germania, care nu ți-au zis că ai nebunit, Vasile. Nu, zic, ba mai mult, ba mai mult, m-au fost în cele mai frumoase locuri din Germania, pe care le știau ei, ca să promoveze, adică să-mi fac... Să faci poze. Să fac poze. Și apoi să le pui în mediul online, nu? Da, să le pun pe Facebook, să vadă toată lumea, să promovezi din ea. Cum să zic, că nu vreau să fac din lucrul ăsta o obsesie. Odată, o perioadă de o lună, două luni pe an, chiar e indicat să, mai ales în perioada asta, până la Sânziene. Urma să și spun că nu întâmplător e aleasă această perioadă să ajungem la manifestarea de Sânziene. Și până la Sânziene, eu am zis că asta e normal să se întâmple, că să fie un fel de lobby al acestei bluze românești, deci a vârului vânzare, implicit. Și atunci, până la Sânziene, o campanie puternică. Cât mai puternică despre bluza românească, despre brâul bălățean, despre valorile, eu știu, românești, despre peisajele din județul nostru, despre... Deci, până la urmă, Cascada Tigăr a devenit un brand pentru că am avut norocul ca cineva să facă o poză atât de bună, încât să ajungă pe coperta National Geographic și de acolo a început totul, nu? O nebunie generală. Deci trebuie spuse povești și cred că cea mai bună poveste care se spune despre, de fapt, nu este o poveste, este istoria ei. Dacă noi am ieșit în lume și am povestit lumii că, de fapt, această ie este cusută de femei
înainte și după ce spun rugăciuni, că este un ritual întreg de croire și de coase acestei altițelor și a râurilor, că sunt cu... Păi inclusiv formele geometrice sunt... Sunt ritualice. Mică și mică, și mică, mică, o situație materială mică, dacă e măritată, dacă e nemăritată... O poziție socială... Poziție de exact. Și prin toate acele bibiluri și acele cheițe care, de fapt, încheie ea, ea autentică, nu este cusută la mașină de scris, nu. Nu, iată la mașină de cusut. Dar în fiecare bibil și în fiecare cheiță, acolo se spune o rugăciune. Deci este ritualică și în mod obișnuit bunicile, transmițând mamelor și transmițând fetelor aceste rugăciuni, purtând o ie românească, tu ești de fapt protejat. Ești protejat de tot ceea ce se poate întâmpla rău în jurul tău. Eu cred că dacă spunem această poveste lumii, foarte multe cămăși românești și bărbații și femeile vor fi purtate în lumea asta, pentru că avem cu ce să ieșim în lume. Și poate că nu întâmplător în preajma sânzienelor, pentru că și de sânziene se leagă tot un ritual, nu? Al fetelor. Da. Mândria mea, fala mea bănățeană, nu? Pentru că trăind aici din 70, fiind căsătorită cu un bănățean și născând un băiat bănățean, am devenit urând nevrând bănățeancă, puțin bănățeancă și puțin din fala bănățeană îmi aparține sigur suprapusă peste trăsăturile mele de ardeal. Am fost extrem de mândră anul trecut sau acum de ani când am fost Antena 1 la Reșița. Nu? Și noi veneam de la cules de sânziene, că am fost noi și am cules sânziene. De ne-am oprit cu maestru să avem băuța în piață și aveam buchete de sânziene și am dat unei moderatoare de la Antena 1, 2, 3, cât o fi o adună dintre antene, i-am dat și am întrebat ce sunt astea și a spus, astea sunt sânzienele. Astea sunt sânzienele, vai, dar mi le dați să le duc la București să le arăt. Uite, sânziene. Și aș mai face ceva. Dar aș mai duce semenica. Deci da. Este o floare extraordinar de frumoasă pe care o găsim pe dealurile Gărânei și a Vrebului Nou și pe semenic și pe muntele mii. Dar avem o coroniță. Aveam o coroniță împletită și am întrebat la zic, există semenica. Este foarte frumoasă. Da. Este o floare, inflorescența este mică, rotundă și din această semenică se împleteau cu luni și se țineau tot anul. Deci eu cred că avem atât de multe povești de spus și atât de multe legende și cred că putem ieși cu ele. Păi încet, încet se întâmplă. Vorbeam de cascada Bigger, că nu întâmplător. V-a amintit sau cel puțin acum 5 ani, 7 ani, era nimeni sau un om, ați în doi acolo? Da. Ați văzut ce se întâmplă acum? Vasile, ai fost. Da. După ce s-a inaugurat, cum e? Eu am fost de la în februarie, atunci când prima dată s-a discutat despre cascada Bigger, am fost acolo în februarie. Asta ca să dăm un exemplu ce înseamnă promovarea, ce înseamnă să vorbești, ce înseamnă să se știe, nu? Era aproape, tot era o mine, toate clădirile de acolo. Acum, tot a luat o altă dimensiune. Chiar vor primăria din Bozovici, Adrian Sergiu Stoicu vrea să facă o alee pe malul apei care să lege parcarea, să nu mai mergi pe porțiunea de drum. Tot de bine că s-au făcut și acele... Plus ce a făcut acum, cu investiția... Investiția unui ONG, da. Care și-a dorit acest lucru, oamenii de acolo, angajații de fapt au... Că așa s-a întâmplat, da. S-au investit acolo, pasarele s-au făcut până sus la pește. O investiție superbă și, cum să spun eu, astea sunt cele mai frumoase lucruri pe care putem să le facem în contextul ăsta. Să adăugăm un dram de frumusețe sau
acolo unde mai putem, știi, să putem să scoatem, să scoatem cât mai mult în evidență partea asta. Eu ți-am zis, eu acum, duminică am fost pe Dunăre cu vaporatul ăsta nou care... De la cu Baizia și nu de la Moldova nou. De la Moldova veche, da, zic, dacă din port, chiar în fiecare sâmbătă și duminică nu suntem la subiectul ăsta să-l promovăm. Erau oameni din Galați pe vapor. Serios? Da. Chiar vreau să te întreb și cine era pe vapor. Asta era întrebarea. Era un tip din Galați și au zis, noi suntem din Galați. Zice, eu trăiesc în Reșița de 40 de ani. Da, zice, n-am văzut Dunărea atât de frumoasă ca aici. Ei au zis, n-am zis-o. Vin din Galați. Deci Dunărea nu e frumoasă la Galați, nu spun eu că o știu. E frumoasă la Galați. E frumoasă aici, nu? Dar e frumoasă pe Gisea. Deci asta e un altceva. Ei, și aia zicea și primarul de acolo. Zice, începe puțin aici, puțin acolo, puțin acolo. Mai e la Coromine, eu tot acum am la Coronin, iarăși este un lucru, că dacă toți suntem la capitolul ăsta, eu nu l-am spus în emisiunile noastre și mă simțeam într-un fel datoare, acolo cetatea se va reface un proiect cu finanțare europeană, în valoare de, cred eu, 4 milioane de euro, sau peste 4 milioane de euro, finanțare europeană și felicitări primărului la CESAR. O să mergem odată să facem un material înainte de a începe lucrările, așa cum se va întâmpla. Și cu Mina din Anina și cu ăsta, cu teatrul din Oradița. Aia am vrut să zic, încet, sunt trei proiecte cu finanțare europeană, care cele două de care vorbeam, Mina din Anina, transformarea Minei din Anina în muzeu, al Mineritului, în valoare de 3 milioane jumătate de euro, a fost semnat deja, la fel ca și teatrul vechi din Oradița. Partea din față și clădirea teatrului reabilitate, proiectul este de 2 milioane de euro. Sunt semnate, cele două sunt semnate, am asistat, am fost și eu și Vasile când s-au semnat și la Oradița și la Aina. Ceea ce înseamnă mult, cred eu, și ar însemna integrarea. Este un început. Mult nu este, pentru că eu cred că aceste clădiri de patrimoniu sau aceste cetăți înghit mult mai mulți bani. Dar în început ce ai cu cele și pentru zone. Se poate clădi peste asta. Da. Și asta am vrut să zic. Acolo, odată ce pornești un proiect de genul ăsta, poți să legi cultura lejer de orice. De să joci brâul la, eu știu, la cetatea Ladislau, pe cetatea Ladislau. Și este foarte important să faci evenimente. Exact, să creezi evenimente. Creezi evenimente dacă există un loc. Păcat, nu l-ați întrebat aseară, eu nu l-am văzut decât în trecere pe primarul Reșiței, n-am stat de vorbă cu el, să-l întreb de ce frumos e centru când e un eveniment, nu? Că tot își dorește foarte mai fin, vor mai fi evenimente, pentru că vin zilele Reșiței și iau de acolo. Se va face fântâna, va merge fântâna și se restaurează, iar vor fi. Deci, cred că se poate. Se poate, depinde de noi și depinde de presă, de voi. Voi sunteți a patra putere, dar voi trebuie să iau. Noi suntem constructivi și ne dorim foarte tare. Pentru că eu mai am ceva pe care îi spun. M-am săturat să nu plângem de milă. Cred că este momentul ca fiecare dintre noi să facem ceva. Să punem numărul, să luăm și să fim împreună. Tot așa. Asta iarăși este o... Aici iarăși o problemă. Că dacă facem, de ce facem? Dacă nu facem, de ce nu facem? Mai avem chestia asta. Noi o cârcoteală de genul ăsta. Spun eu, a fost vinerea trecută și trebuie să remarc acest lucru, acel cross olimpic. Deci tot manifestare, emulație, lume, copii, totul. Înjurau șoferii, că de ce se întâmplă? De asta spun. Da, asta spun și mie mi se pare în regulă, dar trebuie vorbit, da? Nu? Și explicat. Astea sunt evenimente și sunt promovate, nu? Merită tot ce ține de sport, turism, cultură. Astea sunt cele mai frumoase lucruri cu care identități cu care te poți mândri everywhere. Nu? Și poți să aduci oameni la un loc. Și poți să aduci oameni la un loc. Cred că asta lipsește. Comunicarea și
dorința de a fi împreună și de a face și de a te bucura. Deci suntem așa de încrâncenați, așa de închistați de foarte multe ori, încât nu reușim să ne bucurăm unii de alții. Nu reușim să ne bucurăm de că suntem în primul rând. Și în al doilea rând că suntem împreună. Eu spun că e foarte important. Aș vrea să punctez niște lucruri. Ai început prima spunea zamburile care au fost în centrul reșitei și aș vrea să felicit în mod special primarii care au trimis acei copii, care i-au ajutat și acei copii care și-au dorit să vină. Părinților, copiii respectiv merită tot respectul și jos pălăria noastră a comunității, pentru că ei au venit la Reșița. Au venit de la Moldova nu. E cale lungă. Ei, da, au plecat la două. Am zis că la anul o să încercăm, de fapt, asta ar trebui să facem. A trebuit să le faceți un circuit a celor copii care vin, nu? Să meargă și la grădina zoologică, să facă cumva, adică să lege mai multe lucruri. Dacă doar, da, sigur că da. Da, acum sigur că este... A fost un idee, da, deci fiecare trebuie să fie recompensat pentru ceea ce face. Este absolut clar și copiii, dacă, mai ales copiii, pentru că ei trebuie... Ei sunt promotorii de mâine, nu? Categorii. Da, și eu sper să putem face mai mult decât am făcut anul acesta la anul pentru ei. Recompens material, ciocolată și cocată. Sigur, nu poate cred, vom reuși să... Nu cred că e virtuale, nu cred că e virtuale, și ceva material. Dar, făcându-le un circuit și vorbind, da, mie mi-a fost foarte drag. Deci, evenimentul a fost Brâul Bănățean. Este foarte important ca și comunitatea Sâmbă să joace Brâul Bănățean autentic. Dar mie mi-ar fi fost drag să învăț de la ei să dansez sârbește, pentru că ei sunt fabuloși. În Banat se dansează șoptă sârbească, se dansează și văd pe ceilalți din România cum se uită la noi când dansăm, cât sunt de ritmate, adică, și să transmitem unii de la ceilalți și aceștii să facem și să învățăm împreună. Să învățăm împreună. Eu am zis, fiecare ansamblu are o anumită identitate, pentru că fiecare instructor are o anumită identitate. Categorie. Și atunci și fiecare muncă, cu acei copii, clar. Și atunci fiecare ansamblu, nu știu, să aibă ori brâu care îl joacă la ei la două. Dar ai spus acest lucru, cred că le-ai vreau de la anul 5 minute, fiecare să aibă 5 minute pe scenă, fiecare ansamblu să arate ce are mai bun din brâul învățat la Bărântare, la Bozovici, la... Da, pentru că să joacă brâu, să joacă... Că brâu se joacă diferit, diferit și de, ținând cont și de instructor, ținând cont și de zonă, ținând cont și de fi. Și atunci învățăm mult mai mult. Pentru că dacă te uiți, dacă citești numele melodiilor cântate de Luca Alba, un mare de nostru tarabatist, spune acolo, brâul Luca, brâul Borroveni, brâul Coșovoaica, știi? Deci, până la urmă, există mai multe tipuri de brâu. Și atunci, e normal ca... Păi va trebui să pregătească și să vezi ce întrecere va fi între ansamblu. Cum îi zice, un fel de competiție între ei care nu poate să ducă de la ceva constructivă, de la ceva competitiv. Și cred că bine atunci cu mai mult drag, când vor să-și arate ce știu ei. În momentul în care ai invitat, ai discutat cu primarii. Da. De regulă. De regulă cu primarii am vorbit. Le-am spus, uite, în perioada de așa, știam, am vorbit și cu instructori, că îi cunoșteam. Te-am zis, îi cunosc de foarte mult timp, tot mergând pe la diferite festivalul Văi Almejului, festivalul Ciobănaș, am fost acum, nu, la Băuțar. Am cunoscut și instructori, și ansamblu, și atunci tot am vorbit cu ei. Mă, uite ce facem noi acolo la Răzița, facem așa o informație, dacă vreți să veniți. Și unii au invitat, unii nu, unii s-au scuzat și ok, am zis, nu e nicio problemă, dar eu trebuie să fac lucrul ăsta, adică să-l promovez partea asta, și s-a dovedit a fi o chestie pozitivă care îl duce, nu? Deci s-au strâns peste 500 de oameni în centru, deci cum să zic? Nu, peste 1000, peste 500, că 500 de mulți trecuse. Deci au venit, ai văzut, de la Moldova, de la Băuța, de la Brozovici, de la...
Anul trecut a fost părintele Sarchis de la Gârnic, cu o grupă de copii. Da? Da. Și anul ăsta n-a mai venit? Anul ăsta nu știu ce s-a întâmplat, i-am scris, pe Facebook, i-am spus. Nu știu ce s-a întâmplat. Am vorbit cu primarul de acolo, cu Nicolae Tijonaru, și i-a zis că nu, el e de acord, trimite copii. Cine știe ce să fie? Nu fi găsit, nu fi avut copii. Bun. Da. Una peste alta. Asta va trebui să facem. Deci să facem un fel de competiția brâului. Pentru că în suitele populare se joacă toate tipurile de dans. Se, se joacă de la Argileană 2, știi? Nu. O competiție a brâului. Doar Doar brâul. Da, asta este ideea. Și este o idee bună pentru că da. Brâul bănățean se joacă. Se joacă diferit în toate zonele, știi? Și cred că să-i schimbăm denumirea de la anul, nu scrie, bai, ea românească, ciupacul. Asta e. Da. Ce eu n-am știut până anul ăsta, că de fapt ciupacul este așa. Desen din fața râurilor, da. Din fața cu suflet pe iile bănățele. Ăla este ciupacul. Că era, nu, era o melodie populară, dragul Mișe, nu mai drag să bag mâna sub șupagul. Da. Eu până anul acesta aveam senzația că șupagul ar fi un soi de laibă. Și eu la fel am avut senzația tot timpul. Deci, șupagul desenat sau șupagul s-a transformat în ie, de fapt. Deci, e, și de ce am zis să rămână totuși ia românească? Pentru că sunt foarte mulți care nu au bani să-și cumpere o ie tradițională. O ie costă scump. Ați văzut și voi ce vinde, ai zis, 35.000 de dolari, tot un suban. Un latiot, acum asta e, Aia am vrut să zic. Nu e cazul, că mai bine ai una autentică. Una din bloc sau una din importează din ce zonă, dar e ie. Prețurile foarte mari, adică puțin. Adică e muncă manuală, e asta, e muncă grea, e muncă. Dacă voi ați ști cât de ușor să croiți că aceste ică sunt, de fapt, niște pătrate care se cos între ele. Da, da, ca să coși peste... Aia e multă. Cred că mi se pare nouă că este o muncă foarte multă. Cred că ne-am dezvățat să mai lucrăm cu acum și cu ața. Cu siguranță ne-am dezvățat pentru că atunci când eram mică, eu țin minte că știam să cos cruciulițe și să fac un anumit model, nu? Erau jocurile acelea pentru copii din carton și coseau fetele pe carton. Asta ține de manualitate, de creativitate, de transmiterea tradiției. Am fost pe Valea Anjului la o bătrână care încă mai face costume populare. Ai putea să invite în emisiune. Da, mi-a spus să vin. Și? Și ce am întrebat? Am întrebat cât face un costum. Uh-huh. Începând de la un costum bărbătesc. Depășește 200 de euro, 300 de euro. Iată, nu știu, nu chiar e. Și asta e mult. Față de 35 de mii. Nu mai este altceva, Da, 300 de euro nu ție. Dar în oamenii simpli și la țară nu mai există. De-aia se transmit costumele din generație în generație și de-aia sunt. Nu știu dacă ai observat. Satul Bănățean a început să-și piardă din identitate. Nu numai satul Bănățean. În general, peste tot. Ei, acțiunile care le fac acum orășenii fac undeva să se reînvarcă în sat obiceiul. Și mai ales acum, de când a apărut televiziunea și presa și Facebook și toate astea, lumea începe să se întoarcă la tradiție. Se bucură tot, încep să scoată tot tradiții din la dezestre ale satului respectiv. National Geographic ca să promoveze cascada așa cum era ea. Și Transfăgărășanu și Transalpină. Da. Deci nouă trebuie să ne spună altcineva că noi, de fapt,
De nici nu să învățăm pe copii că sunt români și sunt români pentru că au ie, au brâu. Deci costumul popular românesc, eu cred că stă pe același nivel cu piramidele din Egipt, cu râurile din sau digurile din Olanda, pentru că trece, transcende deja. Este o operă de artă. Da. Este o operă de artă. Și noi ar trebui să-l scoatem în față cu orice fel. Scuză-mă, asta mai bun, după aia nu mai vorbesc. Eu pe Vasile să povestească, să spun că evenimentul și evenimentele sunt unele de impact. De ce? Pentru că acum vor urma pozele. Deci toate rețelele de socializare sunt pe Reșița și pe acest eveniment, cu costum și cu acest eveniment, cu brâul bănățean. Expoziția care se va face, pentru că i-am rugat pe fotografii profesioniști care au filmat și au făcut fotografii, să trimită 6-7 fotografii prelucrate de ei. Mai ales deci, că noi avem și un, o asociație, da, da, avem foarte pasionați și avem foarte talentați. Și da, avem foarte talentați și pasionați și, de, și am văzut acolo. Da, și asta este important, ca după fiecare eveniment, în afară de copii în care împletim noi cu runde sânziene la semn de carte și facem această expoziție și simțim iară că suntem românce, pentru că împlătim sânziene și pasurile ne face poze și le pune pe rețetă de socializare. Dar este aici anunțată în 24 iulie. În 24 iulie, sâmbătă, în 23. Și, a, nu ești aici în 23. Bine, lasă să trimitem noi poze atunci. Și e foarte importantă expoziția care, pe care o avem în vedere cu aceste lucrări ale fotografilor, ale artiștilor fotografi din Reșița. Expoziție pe care, dacă este de acord directorul Casei de Cultură, o să și o cu foto, o să vernisăm în sala Palatului Monica de la Casa de Cultură. Așteptăm materiale, deci toți cei care ați făcut poze, care doriți, aduceți, trimiteți-le sau aduceți-le la semn de carte. Vom avea iar critici, vom avea un juriu care să selecteze din aceste poze și tare îmi doresc înspre toamnă să readucem aceste evenimente, să-l ținem cald, prin cald, prin această, prin această expoziție, care eu cred că va fi foarte frumoasă. Și cum să te gândești, o venisăm în toamnă sau să în toamnă, sunt Reșița, de exemplu, spun Reșița în 10 dimensiuni, pentru că asta este o dimensiune, da, importantă, da, a Reșiței. Categoric. Acum, categoric. De bine, de bine. Trece de mine o dimensiune importantă, nu? Că se transformă într-un eveniment de sine stătător, nu? Păi este deja, că e a cincea ediție, va fi a șasea. Da. 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 Mergem înainte. Domnilor, doamnă, domnule, vă mulțumesc pentru participare.